Laurențiu și Lorena de la Casa Iubirii s-au despărțit. Motivele pentru care foștii concurenți au decis să meargă pe drumuri separate. Deși părea că se înțeleg mai bine ca niciodată și că sunt extrem de fericiți alături de animaluțele lor de companie, Lorena și Laurențiu au făcut un anunț total neașteptat. Au dezvoluit că s-au despărțit, după un an de relație și câteva luni bune de când locuiau împreună în București. Foștii concurenți de la Casa Iubirii au dat vestea împreună, în timpul unui live pe TikTok au mărturisit că neînțelegerile prea dese și certurile aprinse dintre ei i-au determinat să aleagă separarea. Cel care a vorbit mai mult despre subiect a fost Laurențiu, iar Lorena a izbucnit în lacrimi în timp ce fostul ei iubit povestea ce s-a întâmplat între ei. Ne-am despărțit, ne-am separat. Poate că nu reușim acum să avem cea mai bună mimică, nu este vrăjeală. Decizia a fost luată deja de ceva timp. La un moment dat, nu ne mai înțelegeam. Ne certam din orice, din chestii mărunte, se ajungea la certuri destul de mari, neînțelegeri, tot felul de reproșuri, și am zis că nu are rost să continuăm așa. Eram și mai supărați, și eu pe ea, și ea pe mine. La momentul ăla, am fost cam fermi amândoi pe decizia asta.